Instabilitatea atmosferică revine în prim plan. Pentru joi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță un nou val de precipitații, precum și o creștere a valorilor termice. Ziua cerul va fi înnorat, iar în primele ore în zonele joase sau cele înalte se va forma ceață sau chiar polei. De asemenea, stropii de ploaie care vor cădea se vor transforma în lapoviță sau chiar ninsoare, ținând cont că și în această noapte se vor înregistra valori termice negative. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări, ce ține de temperatura aerului resimțită pe 15 decembrie. La nord aceasta va urca până la plus 6 grade, în centrul Moldovei și în capitală până la plus 7 grade Celsius, iar în partea de sud a țării nu va depăși plus 8 grade Celsius. Noaptea minima va oscila între minus 4 și plus 1 grad Celsius și în zilele următoare cerul va rămâne acoperit de nori, respectiv pe întreg teritoriul țării vor cădea precipitații de scurtă durată, temperaturile vor varia, vântul va bate slab și moderat potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic.